Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM cunoaștem oamenii și inițiativele care modelează România frumoasă în care ne place să trăim, iar împreună cu Asociația Dăruiește Aripi, Rompetrol a dotat mai multe școli din Constanța cu echipamente IT pentru a susține cursurile online și nu numai, pentru a face școala mai accesibilă și mai prietenoasă pentru cât mai mulți elevi, dar și profesori. În spatele acestei inițiative este unul dintre oamenii de milioane cu care ne-am mai întâlnit la Europa FM, este unul dintre oamenii de milioane care a adus în România Premiul Cetățean European al anului 2020, oferit de Parlamentul European. Alina Pătrăhău, bun venit! Bun venit, bun găsit! Mulțumesc tare mult de invitație! Bun, hai să o luăm cu începutul. Cum s-a legat colaborarea asta cu Rompetrol și mai ales ce poate să facă Asociația Dăruiește Aripi când se întâlnește cu un partener care înțelege nevoile din sistem? Da, uite că poate să facă lucruri foarte frumoase și cu niște rezultate foarte frumoase. Rompetrol este unul din sponsorii noștri de suflet, pentru că au văzut proiectele pe care le facem noi și au ales să se implice aici, au ales să se implice și să avem rezultate foarte frumoase împreună. Și vis-a-vis de inițiativa pe care ei cu care am pornit încă de anul trecut, acesta este al doilea rând de dotări pe care noi îl facem în școlile din județul Constanța, în special în zona rurală, pentru că și anul trecut, în timpul pandemiei, am dotat alte școli decât cele de acum cu echipamente IT, însemnând laptopuri, calculatoare, videoproiectoare, camere, microfoane de bună calitate, în așa fel încât, pe de o parte, să se poată să se desfășoare orele online cu acești copii în condiții bune, să se audă, să se vadă, pentru că asta a fost o mare problemă, știm cu toții. Și pe de altă parte, nu numai în online, pentru că aceste echipamente folosesc și când copiii sunt fizic la școală, pentru că având acces la internet în școală, având acces la niște dispozitive care să le poată să le proiecteze profesorii și să vadă toți, să îi conecteze mult mai mult cu lumea asta digitală, într-un fel, și ca orele să se desfășoare așa cum le place și copiilor, de fapt, să nu fie plictisitoare de multe ori, pentru că noi am vorbit și cu ei și vorbim în continuare cu ei și ținem legătura și cu profesorii și cu câțiva copii din școlile pe care le-am susținut cu sprijinul Rompetrol și vreau să le mulțumesc foarte mult că au fost deschiși către această inițiativă, pentru că, iată, acum a doua oară am atins peste 3.000 de copii. Ne-am ales, așa cum spuneam, ținem legătura cu ei pentru că pentru noi nu se termină proiectul odată cu contractul de sponsorizare pe care îl facem către aceste școli. Rezultatele se văd ulterior atunci când primim feedback de la acești copii și de la părinți și de la profesori. Da, Alina Pătrăhău, chiar vroiam să te întreb, de ce investi în educație? Pentru că pare că este o investiție pe termen foarte, foarte lung, în care rezultatele nu se văd neapărat imediat și foarte multe companii, foarte multe organizații se gândesc la niște ținte ceva mai apropiate, mai palpabile, cu care să se poată lăuda imediat. O să-ți spun părerea mea proprie. Eu am 3 copii și mi se pare că cel mai bun și cel mai valoros lucru pe care îl pot da lor este accesul la educație, la cursuri, la cunoașterea cât mai îndeaproape a ceea ce vor să facă pe viitor. Și asta mi se pare că este cea mai bună investiție pe care pot să o fac în ei. Asta te-o spun în mod personal. Iar acum nu mai vorbim de pandemie neapărat, că pandemia a fost așa mai mult decât ne puteam, adică mai mult decât nevoile pe care le aveam în educația din România, dar investind și ajutând acești copii să poată să aibă acces la educație, este de fapt investiția pe care o facem pe viitor pentru țara noastră, pentru comunitățile noastre, pentru că acești copii, uite, chiar aseară vorbeam cu cineva care mi-a spus că el datorează foarte mult ONG-urilor care atunci când a fost în liceu și atunci când a fost în facultate, l-a susținut cu
cu accesul la niște cursuri care definitoriu i-a schimbat, nu știu, calea către un adult, adică calea pe care el a devenit adult. Și cred că este cel mai important. Noi, Dăruiește Aripi, suntem implicați în domeniul sănătății, dar sunt foarte conștientă și sunt foarte recunoscătoare că pentru organizațiile care militează pentru îmbunătățirea educației în România, pentru că, de fapt, oamenii educați știu să aibă grijă și de ei și știu să aibă o sănătate bună. Da, mă gândeam cumva că cele două domenii sunt legate, pentru că totul pornește de la educație și ca să fii sănătos trebuie să înțelegi și cum poți să te protejezi. Le și... dăm undița, de fapt, ca ei să poată să pescuiască așa. Da, asta e o filozofie foarte complexă și în același timp foarte, foarte bună pentru viață. La Asociația Dăruiește Aripi a fost o perioadă foarte, foarte încărcată. Noi ne-am întâlnit când vorbeam de bine pentru inițiativele care, iată, ieșeau la lumină, dar sunt sigur că au fost și perioade mai complicate. Care sunt proiectele pe care vă concentrați acum? Păi uite, pot să spun acum că chiar aseară am fost desemnați finaliști în programul Innovators for Children pe care Impact Hub București și Fundația Vodafone România le derulează și suntem unul dintre cei trei câștigători. Am câștigat, pe lângă suma de 15.000 de euro pentru un proiect de care o să-ți vorbesc imediat, am câștigat și foarte multă experiență și foarte multe lucruri pe care nu le știam, pentru că ca să poți să ai rezultate și rezultate sustenabile și proiecte care să se scaleze și ceea ce ne dorim cu toții, ca ajutorul pe care îl dăm la un moment dat să se împrăștie așa și să poată să ajungă la cât mai mulți beneficiari, este nevoie să nu numai să-ți dorești să faci și să ai suflet și să ai sentiment și să pornești cu lucrurile astea, dar trebuie să fii șlefuit din mai multe puncte de vedere. Și aici vorbim de o strategie, de parte de, adică de tot ce înseamnă bugetare, de parte de business, parte de marketing și toată activitatea internă pe care un ONG ar trebui să-l aibă ca să crească sănătos și să poată să aibă rezultate sustenabile, cum îți spuneam. Felicitări pentru rezultate și pentru, iată, încă o recunoaștere pentru ceea ce faceți. Legat de sănătate și legat în același timp de educație, cum poate cineva care ne urmărește, ne ascultă acum la Europa FM, să se implice? Cum poate să ajute? În mod concret, cum poate să fie alături de Asociația Dăruiește Aripi? Îi invităm pe oameni să ne cunoască. În primul rând pot intra pe site-ul nostru și pot vedea proiectele pe care le derulăm și ne pot ajuta, bineînțeles, prin donații. Avem mai multe căi de a primi sprijin din partea celor care doresc să ne ajute. Pe de o parte este trimiterea unui SMS la 8845 cu textul "donez" pentru o sumă de 2 euro lunar. 8864 cu textul "la fel donez" pentru o sumă de 4 euro lunar și de asemenea companiile care generează profit, știm că există această facilitate a codului fiscal care permite companiilor cu profit să direcționeze 20%, maxim 20% din impozitul pe profit către ONG-uri, așa cum este și Dăruiește Aripi, pentru că ăsta este modul în care proiectele noastre funcționează. Într-un ONG trebuie să îți derulezi programele, trebuie să ai grijă cum comunici, trebuie să ții aproape sponsorii, trebuie să faci fundraising și toate astea echilibrate ne ajută foarte mult și orice sprijin ne ajută să putem să mergem cu toate mai departe. Bine. Alina Pătrăhoa, aș vrea să revin la această colaborare frumoasă pe care Asociația Dăruiește Aripi o are cu Rompetrol și modul în care ați reușit să dotați mai multe școli din Constanța. Dacă a venit și o recunoaștere din partea copiilor, profesorilor, părinților, dacă cumva ați avut vreun mesaj și de mulțumire după ce niște lucruri, iată, s-au produs acolo.
Uite, o școală din Movilița, din Constanța, ne trimite lunar proiectele și rezultatele pe care copiii le fac cu ajutorul echipamentelor pe care noi le-am donat. Ne trimit și ne uităm așa de la lună la lună cum acești copii devin mai curajoși, mai profesioniști și mai dornici de a face la școală lucruri, de a face școala mai atractivă pentru ei, de fapt. Pentru că știm cu toții, mulți dintre noi avem copii și știm ce înseamnă ca școala să le ofere ceea ce lor le place și să le prezinte lucrurile în așa fel încât să fie pe placul lor. Și asta este un mare rezultat pe care l-am identificat în școlile pe care le-am dotat cu sprijinul Rompetrol. Și totodată mie mai îmi vine așa, mai sunt câte un copil, am o listă de vreo 10-12 pe care le-am cerut atunci când ne-am mers și am donat echipamentele, am rugat niște copii să-mi dea numerele lor de telefon și îi mai sun și îi mai întreb. Să știi că pentru noi e foarte important, spuneam, nu se termină acolo odată cu donația și cu semnarea contractului de sponsorizare către școli, dar noi tot timpul verificăm și ne asigurăm că, pentru că este și implicarea noastră emoțională și rezultatul și scopul este ca să vedem că acești oameni folosesc acele echipamente și că le este de ajutor. Pentru că de multe ori, și nouă ni s-a întâmplat și ni se întâmplă, să vedem ulterior că ceva nu merge și ne asigurăm și încercăm să venim cu un alt aport ca scopul să se realizeze. Cu alte cuvinte, nu este doar un ajutor punctual, ci este cumva acea undiță de care povesteam la un moment dat, să învățăm pe copii, pe profesori, pe părinți să pescuiască mai departe și să obțină maximum din ceea ce au. Alina Pătrăhău, mulțumim foarte mult pentru inspirație și pentru povestea care sper să inspire și pe alții să urmeze exemplul Rompetrol, să se implice, să fie alături de Asociația Dăruiește Aripi și de celelalte organizații care, asemeni vouă, încearcă să schimbe lumea asta și să o facă mai bună pentru fiecare dintre noi. Mulțumim! Și eu îți mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!